Băieții din Banat au câștigat primul meci în grupa F din Eurochallenge, jucat în compania echipei maghiare Corment. Bănățenii s-au impus cu scorul de 75-65 după un joc dominat pe tot parcursul său. Cei mai în formă marcatori de la gaze au fost Jelenici, cu 18 puncte înscrise, Johnson 14, Jovanovic și Archie câte 13. De la oaspeți s-a remarcat americanul Matthew Shaw cu 18 puncte. În celălalt joc al grupei F, echipa germană Basket Oldenburg a învins cea de-a doua echipă maghiară, Szolnok Olaj, cu 87-70. Etapa viitoare, BC Timișoara va juca marți în Germania cu favorita grupei Basket Oldenburg. În primul rând, felicitări gazdelor, care au fost mai bune în defensivă, dar și în ofensivă. Noi suntem o echipă mai mică în acest sezon și ne-a fost foarte greu. Cred că echipa din Oldenburg este însă foarte tare, dar și Szolnok Olaj, care este cam la același nivel. Am pierdut jocul și în atac și la recuperări, însă și adversarii au fost astăzi mai buni. Este lucru cel mai important că am început cu o victorie. Dacă mă întrebați despre joc, sunt mulțumit. Nu foarte mulțumit, dar a fost primul nostru meci în Eurochallenge și am jucat sub presiune. Am avut câteva șanse să învingem la o diferență mai mare, dar nu am profitat. Putem să spunem că jocul nostru a fost solid, dar nu a fost foarte precis în aruncări și am avut oscilații. Sunt bucuros pentru victorie, dar mai sunt destule lucruri de îmbunătățit și sper să le îmbunătățim în partidele viitoare. Am făcut un meci bun, cu excepția sfertului al patrulea. Trebuie să fim agresivi în apărare, indiferent dacă este un meci din Eurochallenge sau din campionat. Este nevoie să muncim mult, să punem osul în apărare, să recuperăm multe mingi, ceea ce ne-a reușit în acest meci. Am dominat spațiul de sub panouri. Pentru BC Timișoara urmează vineri partida de campionat pe terenul formației Dinamo.